Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate 109 locuri de muncă vacante în mai multe domenii. Ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți au fost angajați un număr foarte mare de șomeri. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate număr de 109 locuri de muncă vacante astăzi, 5 februarie 2021, în mai multe meserii, după cum urmează. Ajutor de bucătar 1, administrator 1, agent de vânzări 1, agent de securitate 4, administrator imobile 1, bucătar 1, contabil 1, coafor 1, cameristă 3 locuri, dispecer 1 loc, dulgher 6, economist 1 loc, electrician 1 loc, fierar betonist 3, finisori interioare 5, femeie de serviciu 1, gestionar 1 loc, inginer electromecanic 1, inginer mecanic 1, instalator 1, lucrător room service 2, lăcătuș mecanic 1, lăcătuș construcții metalice 2, laborant 1, lucrător comercial 3 locuri, lăcătuș construcții metalice 2, lăcătuș mecanic de întreținere 1, manager turism 1, măcelar 1 loc, mecanic de utilaje 1, mecanic auto 2, mașinist ifronist 2, manipulant mărfuri 2 locuri, necalificat pentru vopsitorie 5 locuri, muncitor necalificat în construcții 2 locuri, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 5 locuri, mașinist, mașini, cale, mecanică ușoară și grea 1 loc, muncitor necalificat în agricultură 1 loc, operator fabricare mezelul 1, operator fabricare nutrețuri 1, operator calculator 1, șofer 5, supraveghetor hotel 2, sablator 3, spălător auto 2, stivuitorist 2, sudor 1 loc, tubulator naval 1, tâmplar universal 2 locuri, vopsitor în lemn 1 loc, vânzător 2 locuri, vopsitor industrial 7 și 7 locuri pentru persoanele care au calificarea de zidar. Așa, după cum vedeți, agenții economice au nevoie de forță de muncă, atât calificată cât și necalificată. Informații detaliate despre aceste oferte sunt afișate aici la vizierul nostru. Îi rugăm pe șomer să vină să consulte aceste oferte. Vor găsi toate informațiile referitoare la denumirea agentului economic, adresa acestuia, locurile de muncă pe care le oferă și, bineînțeles, condițiile de ocupare a acestor posturi. Îi așteptăm să vină pentru ca noi să-i putem media către acești agenți economici. Pentru șomerii care nu stau în municipiul Turnul Severin sau localități arondate municipiului nostru, pot merge la colegii noștri din Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjul Mare și Comuna Cujmir. Șomerii din aceste localități sau din comunile arondate acestor puncte de lucru pot solicita informații despre condiții de ocupare a acestor locuri de muncă vacante, iar colegii noștri le vor pune la dispoziție toate informațiile necesare în vederea ocupării acestor posturi. Șomerii sunt așteptați la sediul agenției pentru a consulta ofertele de muncă. Șomerii care nu locuiesc în Drobeta, Turnul Severin pot merge în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjul Mare și Comuna Cujmir pentru a cere mai multe detalii despre locurile de muncă.